Bună seara și bine ați venit la Ultima Oră, doamnelor și domnilor. Pentru a păstra puterea, PNL și PSD au decis să rămână împreună, că doar puterea e cel mai bun stimulant. Practic, la ședința de coaliție, liderii PNL și PSD au hotărât să nu se mai atace în public pentru a putea păstra coerența actului de guvernare. Au fost în ultima perioadă atacuri și de o parte și de cealaltă, plus o serie de promisiuni cu mare impact social, la care PSD s-a angajat, iar PNL a părut să pună frână. Ce s-a discutat în ședința coaliției aflăm chiar acum de la Marina Cioacă. Bună seara, Marina! Bună seara, bun găsit tuturor! După o perioadă destul de zbuciumată, liderii coaliției de guvernare au ajuns la un consens și se pare că domnește din nou liniștea între PNL și PSD. Asta după ce în ultimele săptămâni am fost martorii mai multor atacuri atât din Partidul Social Democrat cât și din Partidul Național Liberal. Astăzi, aici la Palatul Victoria, a avut loc o ședință a coaliției de guvernare, unde s-a discutat și despre atacurile din ultima vreme, mai exact după ce ministrul Muncii Marius Budăi a anunțat un procent cu care ar urma să crească pensiile, a ieșit chiar premierul și l-a trimis să citească fișa postului, mai apoi am văzut că lucrurile s-au calmat, dar a izbucnit un alt scandal. Asta pentru că cei de la Tinerii Național Liberal au fost filmați în timp ce își jignesc colegii de coaliție, până la urmă, pe cei de la Partidul Social Democrat. Au hotărât însă astăzi să nu se mai atace și cel puțin o perioadă să nu mai existe astfel de scandaluri în coaliția de guvernare. Vom vedea și până când, pentru că această promisiune și-au mai făcut-o cei din PSD cu cei din PNL și până la urmă au încălcat promisiunea. Mulțumesc foarte mult, Marina, le mulțumesc și invitațiilor din această seară, domnul Iosif Buble, jurnalist la știri pe surse.ro, domnul Lucian Viziteu, vicepreședinte USR și primar al Bacăului, domnul Nicușor Halici, reprezentant al PSD și prefect de Vrancea, de asemenea legătură telefonică directă cu noi, prin vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Bună seara și vă mulțumesc tuturor, Rareș Bogdan, încep cu dumneavoastră, ați fost la ședința coaliției astăzi? Azi noapte la ora 2 de la Strasburg și pentru a participa începând cu ora 8:30 de minute la ședința coaliției care a durat până în jurul orei 14. Cum a fost atmosfera? Așa este? Ați hotărât să nu vă mai atacați public, să continuați guvernarea? Nu, a fost o atmosferă excelentă de muncă, de seriozitate. Am discutat chestiuni legate de energie, chestiuni legate de PNRR și mă bucur să văd. Chiar citeam o știre de pe site-ul domnului legate de Ursula von der Leyen și declarația felicită România cu privire la tranșa de 2,6 miliarde de euro pe care o primim din PNRR. Am discutat chestiuni legate de PNRR, chestiuni legate de rezolvarea unei situații extrem de importante. Vedeți, noi am vorbit foarte mult de compensările pe gaz. Am discutat și de magazinarea de gaz pentru iarnă, am discutat mult de energie și de faptul că am reușit să venim cu acel prag de 255 de kW, având în vedere că 4,2 milioane de familii din România consumă până într-o 100 de kW, rezolvarea parțială a problemei legate de creșterea prețurilor și a rămas în aer și astăzi coaliția a hotărât printr-un consens PNL, PSD, UDMR să rezolve și problema a altor 3,7 milioane de familii care se încălzesc cu lemne. Și chestiunile astea arată practic seriozitatea și dorința noastră de a rezolva probleme pentru România. Să știți că chestiunile legate de tensiuni sau atacuri nu au fost în niciun caz abordate, pentru că vă asigur că știm foarte bine și noi și cei din PSD că nu există altă soluție pentru România decât o alianță PNL-PSD pentru următorii 6 ani de zile. Au, v-ați dus acum, nici n-ați mai așteptat să vină alegerile, deja faceți proiecții pentru după păi alegeri. Dar le câștigăm, doamnă, le câștigăm, adică nu se pune problema, le câștigăm, trecem și noi pe un sistem sănătos de tip american, de tip britanic, de tip german, în care venim cu două partide mainstream, sănătoase, unul de dreapta, unul de candidați stânga, împreună și atunci. Pentru România. Nu, cine nu, mai e opoziția, nu, dacă în general la americani e unul la putere, unul în opoziție. Dumneavoastră și PNL și PSD. Păi da, dar noi mergem pe sistem german, CDU, SPD, timp de 16 ani și au făcut Germania puternică, motorul Europei.
Asta vom fi noi, motorul Europei de centrale și de est, veți vedea. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, că ar fi foarte bine că am beneficiat cu toții. Împreună, doamnă. Deci nu mergem. Deci, sigur, putem avea abordări diferite, ideologic, doctrinar, putem avea unii preocupări legate de chestiunile legate de micro-întreprinderi, de corporații, de modalitatea în care ne ocupăm. Dar, pentru România, chestiunea legată acum, de exemplu, o chestiune măruntă, da? Legată de, dar foarte importantă pentru fiecare, pare măruntă, dar din punctul meu de vedere este vitală, pentru că e vorba de încălzirea a numai puțin de 7 milioane, 8 milioane de români, 3,7 milioane de locuințe, cam asta înseamnă. Rezolvarea acestei probleme, să nu-i lăsăm să facă speculă cu metru cub de lemne care ajunsese la 800-850 de lei și erau perspective să crească, faptul că vrem să blocăm prețul în 500 de lei, faptul că nu mai facem export de lemne de foc, sunt lucruri extrem de importante pe care coaliția le-a hotărât astăzi și vor fi puse în practică. De asemenea, rezolvăm și problema prețului la peleți, pentru că și acolo a crescut foarte mult. Și legat de chestiunile internaționale și de finanțări, partea legată de PNRR și, iată, uite, semnalul primit chiar în această după-amiază de la Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, că 2,6 miliarde de euro se adaugă celor 0,9 miliarde primite deja. Asta e într-adevăr o veste bună, însă aș vrea să discutăm un pic sub aspect politic, pentru că a apărut până acum că sunt PSD și PNL sunt într-o competiție electorală. Am avut anunțuri de mare impact, promisiuni de mare impact făcute de către PSD, rezerve și chiar supărare din partea PNL. Ce garanție aveți că, nu știu, mâine n-o să iasă ministrul de finanțe sau ministrul muncii să anunțe vrem pensii mărite cu 35%? No. Doamna Rusă, noi am vrea pensii, dacă se poate, să le mărim cu cât mai mult, pentru că știm că și noi avem părinți, avem bunici, avem oameni în jurul nostru care ne spun că a crescut foarte, foarte mult, din păcate, costul vieții de zi cu zi. Inflația a ajuns la 15%. E absolut normal să ne gândim, fiind responsabili, la ce putem oferi acelor oameni. Problema este, există și sustenabilitate, există și resursă bugetară. Am cerut domnului Câciu să facă un calcul efectiv, să vadă exact resursele bugetare pentru a vedea cu cât și de când putem să ne gândim la ce vă pot garanta. Este că atât PNL cât și PSD doresc, fără nicio discuție, creșterea pensiilor. Dar nu vom angaja un procent efectiv până nu vom vedea exact analiza făcută de Ministerul Finanțelor cu privire la capacitatea pe care o are România de a face acest lucru pentru a nu dezechilibra lucrurile. Eu sunt încrezător, dar nu vreau să înaintez niciun fel de cifră până nu vedem exact toată proiecția bugetară făcută de Ministerul Finanțelor. Asta înseamnă că PSD renunțe, e dispus să renunțe la propunerea aceea cu 10% anunțată de către ministrul Budei? Nu stăm în procente. Vă pot asigura că atât PNL cât și PSD își dorește să crească pensiile românilor cu cât mai mult posibil, tocmai pentru că știm că e o perioadă complicată și a crescut fie de la utilități la viața de zi cu zi, la alimente și la absolut tot. Și e normal să ne gândim cum ajutăm populația. Dar în același timp, fiind conștienți, fiind rezonabili, fiind echilibrați, fiind raționali, nu vrem să dezechilibrăm în niciun fel și să creăm probleme în vreun fel macroeconomice. Dar eu sunt convins că accesând banii din PNRR, continuând absorția de fonduri europene, că am ajuns la 64% absorție, e cea mai mare absorție pe care România a avut-o din fonduri europene în istoria ei de relație cu Uniunea Europeană. Continuând să venim, premierul astăzi a vorbit de investițiile străine care vin spre România. E foarte important că companii care pleacă din Ucraina, companii care pleacă din Rusia, companii care pleacă chiar din Turcia, se arată interesate să intre în România. Și încă o chestiune foarte importantă și pe care vă dau în exclusivitate, doamna Rusă, este pentru prima dată în istoria ultimilor 32 de ani, când am avut exodul mai mare decât Tintamul, deci oamenii care s-au întors în România au fost mai puțini în ultimii 20 de ani decât oamenii care au plecat din România, în anul ăsta există mari șanse ca numărul celor care se întorc acasă pentru prima dată în istoria ultimilor 20 de ani să îi depășească pe cei care pleacă din România. Asta arată foarte multe. Sigur, situația nu e grozavă nici în Italia. Asta voiam să vă zic. Ce se întâmplă cu Italia și Spania, acolo unde au plecat cei mai mulți români, cu Marea Britanie la fel? O bună parte,
o bună parte, și noastră sunteți foarte vizionați și în diaspora, o bună parte din această diaspora românească revine acasă. Noi trebuie să le dăm siguranță și perspectivă că au unde să muncească, că am schimbat serviciile, că le facem servicii medicale mai bune, că facem servicii școlare mai bune, că reușim să investim în infrastructură, astfel încât acești oameni să nu se gândească că peste câtva timp se reîntorc acolo unde au cu brațele lor și cu sudoarea minții au reușit să ridice niște țări. Faptul că pentru prima dată există perspectiva ca să fie invers procentul și să depășim puțin numărul celor care intră în țară, care se întorc față de cei care ies din țară. Gândiți-vă că noi am avut an cu 380.000 oficiali de oameni care au ieșit din România. 380.000 într-un singur an. Am avut medie de 260.000. În momentul ăsta eram la 16.000 în luna septembrie pe plus și părerea mea că până la sfârșitul anului acest procent se va inversa. Și practic vom fi pentru prima dată că numărul celor întorși acasă va fi mai mare decât cel ieșit din țară. Mulțumesc foarte mult, Rareș Bogdan. Iosif Buble, cam câtă vreme să ne așteptăm la această pace și prietenie? Veștile bune de Rareș Bogdan nu mai conteneau aproape că nu mai era loc să mai dai o veste bună, că toate erau numai vești bune. Bine, acum, într-adevăr, și pentru noi, când vedem că se ciocnesc așa în idei din astea politice și de partid, atunci pare așa mult mai interesant. Problema e că se apropie iarna și au probleme foarte mari cu problemele energiei. Și acolo, astăzi, cu lemnele, cu păcura, cu tot ce mai au, pentru că se pregătesc pentru iarnă. Tocmai din asta au văzut că e contraproductiv să tot continue pe aceeași chestiune și să nu fie sincer, pentru că nimeni nu știe în momentul ăsta că o să măresc pensiile sau alte chestiuni sociale. Și atunci trebuie să rezolve problemele astea. Faptul că cei de președință au pus piciorul în prag și au spus gata cu ciorovăielile pe la televizor, e o treabă. Problema e că după ce vor rezolva și vor anunța ce vor face, cu siguranță vor începe din nou să spună noi am făcut asta la presiunea noastră, la presiunea noastră. Este evident, este un fel de concurență între ei la guvernare, dar altă soluție n-au, pentru că în momentul ăsta dacă vreunul dintre ei se grăbește sau își dorește să dea afară partenerul, pierde. Așa că vor rămâne împreună și vor continua. Bun, întrebam și remarcam asta la discursul lui Rareș Bogdan, faptul că PNL și PSD se pregătesc, mai stea încă 6 ani la putere. Mă întrebam cine e opoziția în tare situație. Deocamdată USR este în opoziție, AUR este în opoziție și pentru că AUR crede că așa trebuie să facă opoziție, cheamă la protest oamenii împotriva guvernului pe 2 octombrie în piața Universității. Simion a trimis, George Simion, liderul AUR, a trimis invitații la protest pe rețelele de socializare, la fel cum a făcut luna trecută cu ocazia anunții. Să vedem. Noi o să ridicăm vocea și o să facem opoziție atât în Parlament cât și în stradă pe 2 octombrie, un mare meeting în piața Universității. Vizită în statele. Un meeting pentru ce, mai exact? Un meeting pentru ratele la bancă care au atins cote enorme, împotriva creșterii prețurilor și a crizei din energie. Toate aceste lucruri sunt atribute ale guvernului care puteau interveni. Îi invităm pe toți cei care au de plată mult mai mult la bănci să iasă în stradă pe 2 octombrie pentru a determina guvernul să ia soluții. Prima soluție pe care trebuia să o ia, demiterea lui Virgil Popescu ca ministru al energiei. Se pare că PSD-ul nu a înțeles nimic și va trebui să vadă foarte mulți români în stradă ca să se decidă și ei că Virgil nu trebuie ținut la energie. Au confirmat deja 17.000 de persoane de ieri până astăzi pe pagina mea de Facebook. Va fi un meeting masiv, un meeting pașnic, dar atenție, nu scandăm, nu fluturăm steaguri, nu folosim vuvuzelele și după care plecăm. Rămânem până când lucrurile se schimbă în țară. Rămânem până la 1 și la 1 plecăm la masă, așa era, așa se spunea pe vremea mea. De ce cheamă George Simion oamenii în stradă la proteste? Păi, pentru că altfel, așa consideră domnia sa, că poate fi rezolvată problema factorilor din energie. Deocamdată, protestele pe tema factorilor au arătat așa, să vedem imaginile. Plecați!
Domnule prefect, sunt imagini de la, repet, de la proteste în fața Ministerului Energiei. Ce șanse are protestul AUR să schimbe lucrurile în ceea ce privește pe ministrul Virgil Popescu? Da, nu știu neapărat dacă vor fi niște rezultate în acest sens de schimbare a unui ministru. Ce știu eu este o istorie destul de recentă, că am mai avut niște proteste care au schimbat o guvernare care funcționa, au schimbat o guvernare care avea un preț reglementat la energie și acum, practic, vin niște proteste ca să schimbe, presupun, o altă guvernare și să aducă iar haosul în casele românilor. Și, în principiu, în facturi și în tot ceea ce înseamnă supraviețuire. Că aici, când vorbim de facturile la energie și combustibil, știm foarte bine că au generat un lanț complet de scumpiri și de scăpare de sub control a creșterii prețurilor, inclusiv la alimentele de bază, cele de supraviețuire. Nu cred că este momentul unui astfel de meeting. Bineînțeles, este un drept fundamental și constituțional câștigat chiar cu sânge de a ne exprima, dar totuși cred că acum trebuie să venim cu niște soluții concrete. Noi asta am propus în coaliție. Da, pare ciudat și puțin bizar. Toate discuțiile astea care s-au tot vehiculat și perpetuat în spațiu public în ultima perioadă, mă duc cumva cu gândul că miniștrii nu prea mai au voie să vorbească, că eu n-am văzut niște atacuri din partea miniștrilor, fie de la PSD sau de la PNL, ci au exprimat o poziție pe care o au și au spus foarte clar că vor propune în coaliție și coaliția va decide. Deci de unde atâta scandal, chiar nu înțeleg. Nu e într-adevăr niciun scandal. Cred că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și să ieșim din această criză mondială și România implicit nu trebuie să facă excepție, că nu suntem într-o bulă separată, nici ca țară, nici ca popor, și atunci cred că trebuie să ne aplicăm mai mult cu soluții. Venim cu soluții, venim cu alternative. În regulă, puterea aceasta, așa cum o consideră unii stânga cu dreapta, nu este una care să vină cu cele mai bune soluții, să vină ceilalți colegi din opoziție cu soluții. Păi asta îl întreb pe domnul Viziteu, dacă USR are alte soluții în afară de cele pe care le-a găsit coaliția de guvernare pentru facturi. Și vă anunț, domnule Viziteu, că de fapt l-ați auzit pe asta pe Rareș Bogdan, că sunteți scoși din joc pe încă 6 ani de acum înainte. Aș vrea să vă și auzim. Da, m-auziți acum? Acum? Da, am ascultat antevorbitorii și normal, AUR, un partid extremist, deși este partid parlamentar și are pârghii democrați și alege tot să facă scandal în stradă, domnul Nicușor Halici vorbește cu așa o nonșalanță și o liniște, probabil că domnia sa nu știe cât costă acum un pachet de unt sau un litru de ulei și nu are grijă zilei de mâine. Dar ce s-a văzut este că motivele invocate de PSD, culmea, este liberalizarea pieții. Dar tot ei vorbesc de o criză care afectează întreaga Europa, unde piețele sunt liberalizate de ani de zile. Deci toată istoria cu principiile de liberalizare... Nu știți ce se întâmplă în primăria dumneavoastră. Nu spuneți mie că nu știu cât costă un litru de ulei. Terminați cu atacurile astea meschine. Dumneavoastră sunteți pe băncile școlii în primărie. Nu ați fost și la Ministerul Transporturilor. Cum vă permite să spuneți ceva despre mine când habar nu aveți ce fac eu în fiecare zi? Bine, domnul Halici, am înțeles. Aveți grijă. Una dintre lucrurile care arată este să nu întrerupeți un interlocutor. Păi nu, dar nu creați un atac la o persoană pe care nici măcar nu o mai știți de o perioadă de timp. Poate când eram, ne mai întâlneam pe holurile Parlamentului, aveați o altă atitudine. Dar acum nu știți ceea ce fac eu sau dacă mergi sau nu la cumpărături. Știți cât costă un pachet de unt? Cât costă acum un pachet depinde de marcă. Dacă îmi spuneți domnilor, vă rog mult, să știți că dat fiind faptul că sunteți fiecare într-o locație diferită, în momentul în care vorbiți în același timp, se înțelege absolut nimic. Vă rog, domnule prefect, lăsați-l pe domnul primar să termine ideea și dați apoi o replică. Vă zic că s-au dublat costele la un pachet de unt. Este alucinant când trebuie să iei unt în copii și de la 6-7 lei, de la 14-15 lei. La fel și la ouă, la fel și la ulei. Asta este ce se întâmplă în ultimul an de zile cu inflația aceasta galopantă. Și da, doamna, dacă ați întrebat de măsuri, USR a depus, așa cum avem pârghii democratice, în amendamente la OUG-ul dat la început de septembrie, care se arată că și din partea statului că există mari probleme de legalitate acolo, o serie de măsuri concrete
care să nu aibă doar elementul cetățean la mijloc, unde au fost multe aspecte neglijate, dar și economia, pentru că trebuie să avem o gândire structurată. Nu putem să protejăm doar anumite categorii de cetățeni care se încălzesc cu lemn, dar să uităm companiile care suferă și care dau joburi și venituri acestor oameni. Chiar mă bucur că recent domnul Popescu, după peste un an de zile, recunoaște că măsura principală pe care a propus USR de acum peste un an, reducerea TVA-ului la energie, este în sfârșit ajunge și o promovează și mai departe și este o măsură care ar reduce imediat facturile pentru români. La fel ar fi voucherul de 1000 de lei care ar veni pentru toate gospodările cu această reducere la costurile utilităților. Și alte măsuri care vin și în sprijinul companiilor. Putem să le oferim un credit fiscal, pentru că toate aceste companii și toate folosesc energie electrică. Azi Mureș și astăzi din nou a anunțat reduceri de activității datorită prețurilor la gaze. Să mergem așa și să facă o cârpeală, cum au făcut. Au făcut un OG care chiar ANRE spune că are probleme de legalitate. Apoi vin să-l modifică. Nu știm despre ce îl modifică, încă nu sunt publice amendamentele sau au vorbit despre lemne. Asta acoperă o mică parte din populație. Dar rezultatele le vedem. Mai sunt și alte aspecte. Vorbim și de furnizorii de termie publică, cum sunt primăriile. De peste 6 luni de zile am fost primul primar care a spus asta public și apoi s-au alăturat și primari PSD și primari PNL. Termia publică din oraș este în continuare sub amenințarea toporului. S-au discutat aceste lucruri și cu premierul și s-au promis măsuri, dar ele încă nu vin. De exemplu, la noi la Bacău suntem în a noua procedură de achiziție de gaz și nici până acum nu a venit niciun furnizor. La fel se întâmplă și la Oradea, la fel se întâmplă și la Cluj, la fel se întâmplă și la Iași. Și asta ce înseamnă? Că riscă orașele să rămână fără căldură la iarnă? În special rețelele de școli și spitale, pentru că în OUG27, care a trecut guvernul, au neglijat plafonarea și pentru consumatorii non-casnici. Au lăsat doar pe cei casnici ca apartamente. Fără să se consulte cu AMR, fără să se consulte cu alte asociații. A fost din nou un lucru făcut pe repede înainte, fără o dezbatere. La fel ca și OUG-ul acesta de la 1 septembrie, care din nou n-a fost discutat și acum generează probleme și trebuie modificat. Ar trebui să există o abordare mai matură. Înțeleg să discutăm coaliție, dar apoi înainte de a se tranșa toate lucrurile, trebuie discutat și cu toți partenerii care sunt. Pentru că vorbim de un întreg ecosistem de cetățean, de furnizori, de producători, de companii și de stat în general și de economie. În mod cert, toate evoluțiile astea vor fi decontate la alegeri de către cineva? O să vedem dacă și de către PNL. Știți ce, Hilar, doamna Rusă, că trebuie punctat ceva. Nu eram în situația asta dacă USR-ul nu era de acord și nu susținea abrogarea OUG-ului 14, care țineau prețurile reglementate și pentru care ne-au criticat atât de mult și au ieșit și în Piața Victoriei. Vedem atâta populism și atâta manipulare și minciună, cum nu credeam că pot să mai trăiesc să mai aud așa ceva. Cum poți să vii și să spui că ai liberalizat? Dar vino și spune domnul Drulă, ați liberalizat prețurile. Astăzi spuneți că noi nu facem ceea ce trebuie când încercăm să reparăm greșelile și haosul pe care l-ați creat dumneavoastră într-un an și jumătate. Domnul Halici, vă reamintesc că ați fost în Parlament ațean. Liberalizarea s-a început în 2013, sub conducere PSD prin Parlament. Da? Și încă o dată, vorbim de o criză europeană. În 2018 au fost reglementate, domnul Drulă. Și alte țări, e domnul și alte țări europene, și alte țări europene unde au piețe liberalizate de ani de zile, așa cum trebuia, conform faptul că suntem membri într-o piață comună, au aceleași efecte. Deci nu puteți să spuneți în mod rațional, și pentru oricine este rațional, că aceleași piețe liberalizate suferă la fel ca la noi și ai doar aici piața liberă. Bun, vă spuneam că socialiștii au putut să reglementeze. Vă spuneam că tot ceea ce se va întâmpla în perioada următoare va fi decontat electoral. Tocmai de-aia e foarte important să vedem cam care este starea de spirit a populației în ceea ce privește raportarea la partide. Un sondaj făcut recent de către Avangard, cu toate datele vine Ionuț Grigore. Bună seara, Ionuț! Bun găsit tuturor, deși mai sunt 2 ani până la alegeri, un sondaj de ultimă oră Avangard arată că acum cea care ar câștiga alegerile pentru primăria capitalei ar fi Gabriela Firea. Potrivit sondajului, cei mai potriviți candidați ai partidelor ar fi Gabriela Firea, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și George Simion. Cota Gabrielei Firea se situează în funcție de lista de contracandidați între 28 și 30%. Cel mai puternic adversar în acest moment al său ar fi Ciprian Ciucu, de la PNL, creditat între 18 și 24%. Mai departe, Cătălin
Cătălin Drulă, USR, pe locul 3, cu 16% în intenția de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Iar pe 4, conform sondajului Avangard, George Simion ar putea obține, dacă ar candida la primăria capitalei, între 10 și 13%. Dacă vă întrebați unde se situează actualul primar Nicuș Ordan, e bine, cota actualului primar general se situează între 16 și 18% în prezent, în condițiile în care 49% dintre respondenți susțin că acesta nu ar mai trebui să candideze pentru un nou mandat. Mulțumesc, Ionuț, în legătură telefonică directă cu noi și profesorul Marius Pielanu. Domn profesor, bună seara! Ce este cel mai surprinzător la sondajul ăsta? Că deja pe PSD în București, pe primul loc, nu mai surprinde pe nimeni, cred. Da, este totuși important și etic să spunem că este la comanda Digi24. Ceea ce este important de subliniat în aceste planșe pe care s-au prezentat astăzi și pe care le prezentați și dumneavoastră, e faptul că se constată ceea ce cu toții simțeam la nivelul opiniei publice din rândul bucureștenilor, o revenire a candidatului PSD pe primul loc, adică a doamnei Gabriela Firea. Sigur că mai e mult până departe, mai sunt aproape 2 ani până la alegeri sau chiar 2 ani până la alegerile locale. Rămâne de văzut dacă lucrurile vor sta așa. A doua surpriză, sau de fapt prima surpriză, este poziționarea extrem de continuă ascendentă a candidatului PNL, actualul primar al sectorului 6, domnul Ciucu. Fiindcă domnia sa, și probabil că lucrurile astea se văd, încearcă să schimbe în bine sectorul 6, îi și reușește în parte deocamdată, din cel puțin ce am văzut eu. Și pe mine personal nu mă surprinde ascensiunea domniei sale. În continuare rămâne paradigma viabilă a ultimelor 30 de ani, că dacă dreapta în București reușește să-și netezească asperitățile și să propună un candidat unic, atunci bătălia va fi într-adevăr la baionetă și interesant de urmărit cine va câștiga. Altfel, sigur că din nefericire, nu avem nici la nivel de București personalități politice care să domine scena publică a acestui oraș. Aștept în continuare totuși confirmarea liderului USR, a lui Cătălin Drulă, pentru că 16% nu este o cifră, în opinia mea, mare pe care domnia s-a atins-o, ci e o cifră foarte mică. Bazinul USR în București rămâne unul consistent și uneori, din păcate, nevăzut și nesurprins de niciun sondaj de opinie, pentru că potențialul mare pe care USR-ul are în acest oraș poate fi surprins și prin alte instrumente pe care noi nu le avem ca profesie. Probabil că ar putea fi și el un candidat al Dreptei Unite, dar până una alta știm cu siguranță că dacă mâine vor avea loc alegeri și, din nefericire, spun eu, nu există și un tur 2 la nivel de primării, Gabriela Firea ar fi primar general. Mulțumesc foarte mult, domn profesor, nu vă mai țin pentru că diseară sunteți invitatul lui Victor Ciutacu și veți face acolo mult mai multe precizări, mult mai multe dezvăluiri. Vreau să discutăm, profit de prezența invitaților, să discutăm un pic cu o altă chestiune, și anume cea referitoare la remanierea guvernamentală. Iosif Puble, ne amintim cu toții, premierul care a cerut o analiză pe ministere, pe X, pe Y și stai și s-au încordat ce o să fie remanierea. A dispărut subiectul cu totul din discuție. Mi-aduc aminte că și Claus, de fapt a dispărut după ce a zis Claus Iohannis că nu crede că e necesară o remaniere în acest moment. Are Nicolae Ciucă spațiu de manevră să facă și el ceva? Adică poate nu-i place de Budăi, să zicem, sau de Căciu. Afară, vreau să vină altcineva. E complicat într-o coaliție să poți face lucrul ăsta. Acum nici domnul Ciucă nu e un leu politic care să se bată. E șeful PNL-ului, a ajuns în conjunctura asta în momentul ăsta. Nu cred că se poate bate foarte tare și pentru că aici sunt niște alte reguli. În momentul în care ești un guvern monocolor la guvernare sau un partid dominant, atunci poți să ai spațiu de manevră mult mai mult. În momentul ăsta, partidul dominant, teoretic, nu are premierul. Și atunci totul se tranșează în coaliție. Și după cum am văzut și discuțiile atunci când discutau despre remaniere, spunea, dau de la mine unul, de la tine unul. Adică da. Aici e o chestiune și de rivalitate în cele două partide. În spate și cele două partide vor spune, păi dacă e de la tine, ce vor spune ei mei? Că sunt mai slab decât tine, să ieși de la tine. Atunci lucrurile astea, asperitățile astea încet, încet încep să dispară și se vor face foarte greu modificările. Cred, dacă merg lucrurile ca acum, că o remaniere va fi făcută atunci când se remaniază cu totul guvernul, adică la rotație.
legislativă. A, mai, până atunci. Pentru că atunci, oricum e scris în ceea ce au semnat ei împreună, că se vor schimba anumite ministere atunci când se schimbă și premierul. Altfel nu văd, pentru că domnul Popescu a fost luat așa foarte tare să fie schimbat, ba mai fost vorba despre domnul Dâncu, despre domnul Budăi, despre alți miniștri, dar nu s-a întâmplat, pentru că încet încet problemele sunt destul de grave. Putem arunca cu o pietre într-un ministru sau altul, dar când ne uităm în Europa, că tot vorbesc cu oamenii politici și cei de la care sunt cu noi aici despre ce se întâmplă în lume și în Europa, problema e gravă. Adică ne vorbim de energie și ne jucăm în curticica noastră, dar problema e mare și la Uniunea Europeană, unde vorbesc de plafonare. Păi dacă vorbești de plafonare, România spunea că ești, vai de mine, ce comunist ești. Uite cum spune Europa. Dacă vorbești de impunerea unui preț fix la gaz, la petrol, iarăși sunt niște lucruri care se întâmplă, care sunt în mișcare și, dat fiind faptul că se apropie iarna, cu siguranță vor fi multe alte măsuri luate în Europa și vor fi aplicate apoi în toate statele membre. Dar, întorcându-ne la noi, cred că vor merge în continuare așa cum sunt până la rotativă. Dacă va fi doar un accident de parcurs așa, nu știu, să facă ceva foarte urât un ministru, o scrântitură de asta, să zic așa. Altfel, o greșeală, altfel nu văd să schimbe ministru, mai ales că coaliția e destul de e foarte puternică în Parlament, are un sprijin foarte puternic, dar la orice mică, la orice mic deranj poate avea loc o explozie foarte mare, tocmai pentru că orgoliile sunt foarte mari. Bun, pentru că ai făcut referire, Iosif Bublă, la ceea ce se întâmplă în lume, vă spuneam, domnilor și zilele trecute, tot Occidentul cu ochii pe întâlnirea dintre președintele Chinei și președintele Rusiei. Xi Jinping iese din China pentru prima dată de la începerea pandemiei. O armonie perfectă, cel puțin asta este mesajul transmis dinspre Kremlin. Haideți să vedem imaginile. Acestea sunt imaginile, un summit care are loc în Uzbekistan. Domnule ministru, domnule primar Viziteu, e clar că Putin încearcă să arate că nu e izolat în lumea internațională, pe scena internațională, însă are și o problemă, era să zic cât China, o problemă foarte mare cu gazul. Trebuie să exporte urgent. Îl ajută piața asiatică, tot în condițiile în care sunt probleme mari cu transportul, cu conductele către Asia. Da, economia Rusiei tot timpul a făcut acest joc periculos. Dacă micșorează cantitățile, cresc prețurile și nu mai are cine să cumpere. Dacă dă prea mult, atunci iar scad prețurile. Ce este important pentru noi, indiferent de ce jocuri de imagine fac rușii după invazia în Ucraina, este ca România să-și protejeze economia și cetățenii. Și asta înseamnă să mergem pe principiile și valorile europene care ne-au fondat, așa cum și colegii mei au propus în Parlament modificări la ordonanța aceasta pe energie. Indiferent ce fac rușii sau chinezii, noi trebuie să ne protejăm proprii cetățeni și asta înseamnă să ne protejăm și producția noastră internă. Știm că guvernarea anterioară, când domnul Dragnea de la PSD tăia și sponsora, au existat mari investitori care au vrut să facă investiții în producție de gaz în offshore-ul din Marea Neagră și au fost blocați pentru că nu au respectat ce dorea domnul cu două condamnări. Și una dintre cauzele crizei în România, deși avem mult gaz, nu avem producție efectivă suficientă. Este pentru că acești investitori au fost îndepărtați. Ce se întâmplă acum cu noile ordonanțe, asta exact face, descurajează investițiile din moment ce se pun tot felul de sarcini în spatele acestor producători. În legătură telefonică directă cu noi, iertați-mă, este și doamna Norica Nicolai, fost europarlamentar. Bună seara, doamna Ruse, bună seara dumneavoastră și invitaților. Discutăm despre întâlnirea dintre Putin și Xi Jinping, care are loc la un summit în Uzbekistan. După această întâlnire, Putin a denunțat tentativele Occidentului de a crea o lume unipolară, un atac la Statele Unite, în timp ce Xi Jinping vrea un rol de
mare putere pentru China alături de Rusia. Ei au șanse, cei doi, să devină împreună o contrapondere la lumea occidentală? Doamna Ruse, nu sunt doar cei doi, este de fapt întâlnirea grupului de la Shanghai, care prefigurează o nouă alianță globală, pentru că nu sunt doar cele două state membre. Eu m-am uitat foarte atent la cei care sunt, este vorba de Iran, dar cei care sunt asociați. Printre ei se află și a doua armată din NATO, adică Turcia. Turcia, Armenia, Azerbaijanul, deci lucrurile se conturează ca o formulă de putere care, sigur, se dorește a fi o contrapondere la alianțele militare ale lumii occidentale. Ceea ce este surprinzător este că acest proces, care este declanșat de mult, încă din 2014-2015, prin inițiativa de la Shanghai și mai ales prin mecanismele economice care o susțin, și asta explică într-un fel faptul că Rusia a rezistat, inclusiv din înlăturarea din SWIFT, din sistemul global de comunicații financiare, pentru că a avut o alternativă creată prin această inițiativă. Probabil că vom asista în următoarea perioadă la o lume multipolară și eu aș fi foarte atentă la discursul pe care prim-ministrul de externe Lavrov îl va avea la Națiunile Unite, pentru că sunt absolut convinsă că vor anunța această lume bipolară, cel puțin în momentul de față. Este, doamnă Nicolae, s-a vorbit, mă rog, experții de alianța între China și Rusia ca fiind o alianță de conjunctură. Dacă e doar o alianță de conjunctură și interesul este dărâmarea hegemoniei, demolarea hegemoniei SUA, e de așteptat ca această alianță să nu fie totuși una de durată? Vedeți, toate alianțele, în opinia mea, sunt alianțe de interese și de conjuncturi, pentru că și NATO a fost expresia unei conjuncturi post al doilea război mondial, în care Occidentul fusese masiv afectat și interesul era ca să se redreseze și să se creeze o astfel de lume. Eu cred că nu trebuie să sperăm cu ușurință că diferențele de abordare a realității dintre Beijing și Moscova vor fi atât de demolatoare, pentru că interesul comun este o contrapondere, trebuie să fim foarte sinceri, în special la Statele Unite, care în momentul de față sunt prinse prost, cu o administrație care se confruntă cu tot felul de crize, criză financiară, criză alimentară, criză energetică și care se mai pregătește și de niște alegeri în luna noiembrie, care vor fi decisive pentru viitorul Statelor Unite și al președinției democrate, conduse de domnul Biden. Mulțumesc foarte mult, doamnă Nicolae. Doamnelor și domnilor, o să vedem în continuare care sunt deciziile care se iau la summit. Luăm publicitate, zic, și imediat revenim cu informații, pentru că războiul Rusia-Ucraina a ajuns la faza pe atentate și nu orice fel de atentate, ci la adresa celor doi președinți, Putin și Zelenski, despre ce e vorba, vedeți. Din nou, în direct, tentativă de asasinat împotriva lui Vladimir Putin, cel puțin asta susține presa britanică, faptul că limuzina liderului rus ar fi fost ținta unui atac cu bombă care a eșuat, acest atac, imaginile. Potrivit cotidianului britanic The Sun, care citează surse apropiate de Kremlin, la limuzina care l-aducea pe Vladimir Putin la reședința sa oficială s-a auzit o bubuitură puternică la una din roți, iar apoi ar fi apărut fum. Mașina blindată a liderului rus, a treia din convoiul de 5, și-a continuat drumul. Putin nu ar fi suferit nicio rană. Aceleași surse susțin că imediat după incident, șeful gărzii de corp a președintelui și alți membri ai serviciului de securitate au dispărut. Alte surse susțin chiar că aceștia au fost arestați. Incidentul vine la mai puțin de o lună după ce fiica ideologului principal al lui Putin a fost ucisă într-un atentat cu mașină cu bombă.
Coincidență sau nu, această presupusă tentativă de asasinat vine chiar în momentul în care Putin se confruntă cu mulți adversari politici. În plus, chiar Kievul susținea în urmă cu câteva luni că liderul rus ar mai fi fost ținta unei tentative de asasinat. Делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось. Nu știm în ce măsură sunt veridice informații, dacă ele n-au fost confirmate din alte surse, dar o altă informație a apărut astăzi. Președintele Ucrainei, implicat într-un accident rutier, mașina în care se afla Volodymyr Zelensky a fost lovită de un șofer. Președintele Ucrainei nu a suferit răni, singura persoană rănită fiind doar șoferul vinovat de accident. Medicii președintelui au fost cei care au acordat primul ajutor șoferului. În discursul său televizat ținut la scurt timp după accident, Zelensky a spus că se întorcea din regiunea Harkov și a dat asigurări că, citez, aproape întreaga regiune a fost eliberată. Suntem deci într-o situație, domnule Halici, în care circulă tot felul de informații în spațiu public, în media occidentale, însă v-aș întreba dacă, în opinia dumneavoastră, sunt credibile, e credibil de genul ăsta de informație un atentat la adresa lui Vladimir Putin? Lumea nemulțumită o fi și în Rusia, dar cu posibilități să organizeze un asemenea atentat este? E posibil așa ceva. Acum, dacă e și real, e foarte puțin probabil să aflăm exact adevărul. Eu știu așa că atunci când ridici sabia, poți să și mori de sabie. La fel și în cazul lui Putin. A deranjat foarte mult și vedem că are tot mai mulți oponenți, mai ales în cercurile restrânse, și aici mă refer în special la oamenii de afaceri, oligarhii ruși, care plătesc extrem de scump și nici n-au fost, cred, întrebați dacă vor un astfel de conflict, pe de-o parte. Pe de altă parte, vedem și, din păcate, în continuare vedem că acest război trenează, dar nu este doar un război clasic. Este și un război de uzură, de manipulare, de fake news-uri, care să încerce să destabilizeze o anumită opțiune a opiniei publice internaționale, mai ales. Iosif Vuble s-a vorbit, sunt o grămadă de speculații, trebuie să fac precizarea că The Sun este un tabloid în Marea Britanie. Sunt o grămadă de chestiuni, ba că e bolnav Putin în ultima fază, ba că nu știu ce, ba că se pun la... Există ceea ce se cheamă în engleză wishful thinking, adică ne-am dorit să se întâmple asta, noi cei care credem că Putin totuși ar trebui să plece de la putere? Îi se tot sugerează de foarte mult timp, îi se pun în cărcă tot felul de boli. Un jurnalist ucrainean însă spunea, omule, domnilor, joacă hockey omul ăsta, nu, un bolnav nu joacă hockey. Evident că are foarte mulți dușmani, nu știu dacă va fi și un atentat asupra lui. Ținând cont și dacă citim un pic de istorie și vedem ce e azi la Moscova, cam greu să poți face un asemenea atentat, pentru că atunci când trece acel convoi, ați văzut o mini armată acolo. Adică greu să ajungi să faci acel atentat, nu este imposibil, dar... Diferența este destul de mare între mașina care a ajuns lângă coloana lui Zelensky și l-a accidentat și Vladimir Putin, care trece singur pe stradă cu o mini armată. Deci e foarte greu, probabil că foarte mulți ar dori să nu fie acolo, dar una peste alta, conflictul ăsta durează, va dura, pentru că așa dorește el și nu știm când se va termina. Da. Domnule primar Viziteu, speranțele Occidentului sunt totuși ca o mișcare din interior să-l dea jos pe Putin. Sunt speranțe deșarte, ca să folosesc o formulă poetică? Da, să zicem că speranța moare ultima. Noi ar trebui să vedem cum putem să ne ajutăm singuri. Până când rușii își rezolvă problemele lor, până la urmă l-au votat de atâtea ori, noi ar trebui să vedem de proprii noștri cetățeni și ne bazăm pe ce vor face alții. Și asta înseamnă să fim solidari între noi, cu vecinii noștri care sunt în război și cu proprii cetățeni. Da, să avem grijă să eficientizăm lucrurile, să avem dezbateri largi pentru astfel de măsuri care ne pot afecta pe toți și până la urmă să fim buni creștini. Dacă facem asta, este suficient. Bun creștin se pretinde și Vladimir Putin, asta nu ne ajută foarte tare. Sigur că o să urmărim să vedem ce se întâmplă acolo. Speranțele, într-adevăr, sunt ca Putin să fie dat jos
din interiorul Rusiei, de către poate o mișcare de masă sau o lovitură a FSB. Se termină aici, doamnelor și domnilor, ultima oră. Rămâneți cu noi în continuare, pentru că imediat vine Andreea Crăsulescu, are cele mai noi informații, anchete. Andreea, bună seara! Bun găsit, Eli, bun găsit, doamnelor și domnilor! Da, probabil o dezvăluire care vă va schimba destinul în această iarnă, doamnelor și domnilor. De două săptămâni de când s-a venit cu noua ordonanță pe facturi, da, toată lumea a spus e ordonanță proastă, a uitat multe lucruri, dar o să vă arătăm de fapt ce a uitat și ce vi se pregătește cu adevărat. Adică dacă anul trecut problema mare a fost la factura pentru gaze, anul acesta va fi problemă enormă la factura de electricitate. Și atenție, cu intenție sau fără intenție, guvernul a eliminat mai mult de 2 milioane de abonați din acele compensări. Adică ele vor plăti preț întreg, deși prețul a crescut și de 10 ori la unele companii. O să facem calcule în această seară și o să vă arăt de fapt toată propaganda aceasta a frigului, cum se răsfrânge de fapt aici în România. Și la fel de important, avem noi informații despre mitingul pensionarilor. După 3 ani s-au hotărât să iasă în stradă la începutul lui octombrie. Ați văzut ce a spus aici în emisiune Timișoara, ce a spus Moldova aseară prin liderul de la Galați. În seara asta o să vedeți ce spune Oltenia și de fapt ce se dorește de la guvern apropo de acel calendar al majorării pensiilor.